Eu am fost și pe Steaua, în Ghencea, pe stadion, acum 3 săptămâni, da, la un meci. Superb. Și Ghencea, eu spun, de căldură și foarte funcțional. Vorbeam cu comandantul clubului și m-a plimbat așa și mi-a arătat absolut. Echipa națională, eu cred că acolo va juca meciurile. Sigur, dacă din punct de vedere financiar, când ai un meci cu Portugalia, Anglia, eu știu, și vrei să joci cu casa închisă, să fie din punct de vedere financiar, dar stadionul Steaua este multifuncțional și la fel cum este și Giuleștiu. Eu n-am fost pe Giulești, dar cum a spus Marius că este foarte cald, așa și Steaua asta este la fel. Da. Foarte frumos. Mai trebuie Dinamo să fie făcut, Marius. Cum ai vedea un stadion potrivit pentru locul ăla din Ștefan cel Mare și pentru ce înseamnă Dinamo? Mie mi se pare așa, că 14.000 de locuri sunt puține.